κες, τι έτσι μαρτύρησες. Παρατείνε ασκέδια, τώρα το μιες οδύναμε. Πάμε yeah.
Domnul să vă binecuvinteze. Că tot vorbeam de rugăciune. S-au rugat niște frați, s-au gândit ei, că au auzit despre un frate că și-a rupt piciorul. Și au zis, măi, dacă tot i s-a rupt la fratele piciorul, hai să facem o rugăciune pentru el. Dar nici nu s-a gândit să-i facă o vizită. Dar un frate mai înțelept, ce a zis? O să facă rugăciunea să fie mai practică. A pus un portbagaj plin de mâncare, de alimente, și s-a dus să-i facă o vizită la fratele. Pentru că ce a spus? Am să fac rugăciunea aceasta să se ducă și la el acasă. Dumnezeu să ne ajute când ne rugăm pentru cei care nu mai vin la casa lui Dumnezeu. Pentru cei care nu mai caută pe Dumnezeu, pentru cei pe care îi simțim. Că este ușor să spui, am văzut pe un frate că trece prin probleme, hai să mă rog pentru el. Dar cred că este mult mai prețios atunci când pui și rugăciunea ta în practică. Un înțelept spunea, dacă nu ești gata să faci ceva pentru ceea ce te rogi, nu te mai ruga. Amin. Mai spun o dată ca să aibă sens. Amin. Dacă nu ești gata să faci ceva pentru ceea ce te rogi, nu te mai ruga pentru lucrul acela. Dumnezeu să înflăcăreze în seara aceasta rugăciunea noastră și faptele urmate în urma rugăciunii. Amin. Și biserica să spună Amin. Amin. Amin.
Thank you.
puțin. Sângele tău m-a curățit, sângele Thank you.
binecuvântat să fie. Amin. Pentru că Dumnezeu face ca cerul să coboare în fiecare din casele noastre. Să știți că a intrat și în casa mea, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Și a lucrat cu mare putere. Și aș vrea să o las pe mama mea, cred că n-a spus niciodată. Și aș vrea să auziți și în această bisericuță mică, dar plină de prezența lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu nu ține cont de număr, ci ține cont de fiecare în parte. Și bunătatea Lui, El te-a chemat în seara aceasta, oricine fi. Uite-te la Cel ce te-a chemat, că vrea să te binecuvinteze în seara aceasta. Binecuvântat fie numele lui Dumnezeu, îi mulțumesc pentru că am găduit din om să fiu în America. În primul rând să-mi văd frații, fratele meu, drag și scump. Și să vă vorbesc despre minunea care s-a întâmplat în familia mea. De fiecare dată am emoții când vorbesc despre Mărețul nostru, Iisus, care tot timpul, la orice clipită, face minuni în viețile noastre. Amin. Acum, aproximativ 7 ani, să vă vorbesc întâi despre mine. Am fost cântăreață în lume și am 2 copii, pe Tatiana și pe Maria. Toată dragostea mea și toată iubirea, cum sunt părinții, să investească în copii. Pentru că cea mai mare dragoste și bucurie pentru, mai ales pentru noi, mamele, sunt copiii. Și la vârsta de 12 ani, Marian, fiind prin clasa a 6-a, a început din ce în ce să fie mai un copil deosebit. Eu aveam mari speranțe în el, pentru că, ca orice părinte, dacă dai la un liceu de muzică, el a fost dat din clasa 1-a, dar el, în timp ce creștea, progresa și mai mult. Eu mă bucuram foarte mult, creștea inima în mine, pentru că atunci când ai un copil la o școală atât de bună, la un liceu de muzică cu un nume mare, tot timpul făceam planuri, dar niciodată planurile noastre nu sunt planurile pe care noi le dorim. Îl visam pe Marian să fie la o filarmonică, să cânte pe o scenă măreață. Mergeam, îmi câștigam pâinea în lume și mă ocupam atât cât puteam. Am plecat într-un turneu în Israel și l-am lăsat pe Marian cu tatăl lui și cu sora, neștiind ce mi se va întâmpla când mă reîntorc din acest turneu. Când m-am reîntors, Marian avea 15 ani și jumătate, aproape 16. Când m-am reîntors, Marian nu mai era copilul pe care eu așteptam să-l găsesc. Am văzut o schimbare mare, dar nu puteam să îmi imaginez că se poate întâmpla la un părinte așa o tragedie mare. Am spus, Doamne, ce se întâmplă cu copilul acesta? Nu pot să cred ce atitudine are față de mine. Nu mai îmi răspundea așa cum eu când discutam cu el, să mă răspundă, să fie prompt la tot ceea ce eu îi spuneam. Pleca la anumite ore, vrând nevrând, pleca din casă.
Și într-o bună zi am spus, Doamne, ce se întâmplă cu copilul ăsta? M-am dus la un medic, am discutat cu el și mi-a spus să-l aduc la, să-i facă niște analize. Mi-a spus, copilul meu nu mai este așa cum eu l-am lăsat acasă. I-au făcut analize medicii și mi-au dat răspunsul pe care eu nu l-așteptam. Am început să merg cu el la toate clinicile de dezintoxicare. Mergeam la cântare, numai cântare nu mai putea să fie pentru mine. Trebuia să zâmbesc în fața oamenilor, pentru că oamenii nu știau durerea din inima mea. Multă lume când aud despre o mărturie, ascultă, dar 12 ani m-am chinuit să-l salvez din ghearele morții. Și toți privesc, Doamne, l-a vindecat Dumnezeu, dar nu privesc în urmă ca să știe ce poate să fie pentru un părinte 12 ani de suferință, așteptări. Mergeam din clinică în clinică, la medici, la toate bisericile, mănăstirile, pentru că eu, așa cum știam eu, nimeni nu vorbea despre Dumnezeul adevărat care ne aștepta pe noi. Mergeam la preoți, toți mă dezamăgeau când auzeam răspunsul, a, droguri, nu mai are nicio șansă. Vă puteți imagina ce putea să fie în sufletul meu. Medicii îl tratau, îl nebuneau mai rău, cu un fel și fel de medicamente. Eu ajunsesem la capătul puterilor. O suferință care nu mai mamă să nu fii și să aștepți la nesfârșit vindecarea copilului. Dar după 12 ani de suferință și așteptări, a venit Samariteanul cel milos și s-a îndurat de familia noastră și mi-a vindecat rănile, mi-a dat un nume nou, mi-a dat o familie unică în dragostea lui Dumnezeu, pentru că despărțită de Dumnezeu nu puteam face nimic. Strigam acolo unde nu trebuia, dar Dumnezeu s-a îndurat în bunătatea Lui și astăzi mi-a dăruit acest băiat, copil de Dumnezeu minunat, mi-a dăruit două nepoate care mă bucur foarte multe. Și mă bucur pentru toate mamele să le dea Dumnezeu putere, să-și încredințeze copiii în mâna Domnului. Amin. Pentru că orice am face noi, dacă nu încredințăm copiii în mâna lui Dumnezeu și nu stăm în post, în rugăciune, să mijlocim la orice oră din zi și din noapte pentru familiile noastre, nu putem să avem izbăvire. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. La tine vin să-ți mulțumesc,
că sunt prin tine. Mi-ai dăruit un nume sfânt. Doar ce să-ți dau, Iisuse, tu ești atâta de bogat. Îți dau viața mea întreagă și gândul meu cel mai bun. Ai fi putut să stai departe, ai fi putut să fii și să mă lași în fixare, dar nu te-ai iubit pe mine. Ai fi putut să stai departe, ai fi putut să pentru mulți care e obositor, pentru mulți s-au plictisit, pentru mulți pare un show, pentru mulți pare o competiție. Dar pentru cei ce sunt ai lui Hristos, pare o realitate sfârșitul vremurilor, veacurilor, care au ajuns să fie pe pământul acesta. Dacă ne deschidem bine ochii, vedem că ăsta este adevărul. Dar știți că spune dragostea celor mai mulți se va răci, nu? Da. Dar nu spune cuvântul lui Dumnezeu mulți chemați, puțini aleși? Da. Spune cumva cuvântul lui Dumnezeu dragostea celor aleși? Celor mai mulți? Celor mai mulți. Noi nu suntem dintre cei mulți. Amin. Eu sunt și nădăjduiesc că sunt dintre cei aleși de Dumnezeu. Amin. Și dragostea mea nu se stinge. Și o dragoste adevărată este aceea care suferă împreună cu cel ce suferă. Plânge cu cel ce plânge. Și își ia crucea în fiecare zi. Și așa urmează pe Domnul Iisus Hristos. Vă lăudam pe Dumnezeu cu această cântare. Și vă rog frumos, lăsați toate lucrurile deoparte, plecați-vă capul înaintea lui Dumnezeu, închideți ochii și uitați-vă la crucea pe care a luat-o în spate pentru dumneavoastră și pentru mine. Și haideți să ne închinăm înaintea lui în Duh și în adevăr, în mâna acestui cântar. Thank you.
mai am o cântare care le place la copii. Dumnezeul nostru, pentru cei ce-L cred, schimbă o viață într-o frământare fără rost, o apă chioară, în vinul bucuriei. Amin. Și asta este Dumnezeu pe care eu L-am întâlnit. Viața mea era o viață fără nicio direcție. Și am căutat împlinirea în toate locurile. Știți, toate sunt bune. E bine să ai o mașină. E bine să ai o haină bună. E bine dacă Dumnezeu ți îngăduie și noi o cursă să ai și bani mai mulți. Unii mai mulți, alții mai puțin, că Dumnezeu știe fiecăruia cât îi trebuie încredințat ca nu cumva să-i fie o cursă. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Dar să știți că până și rânduiala în biserică, fără Dumnezeu, dăpomana este bună. Că n-are niciun rost fără El. Toate lucrurile acestea pe care le avem fără El sunt seci și goale. Știți când au rost? Când este în centru Domnul vieții. Amin. Căci fără El, vă spun sincer, mă uit la viața mea și Dumnezeu mi-a schimbat-o. Tot ce am nu valorează nimic și vreau oricând să pierd tot ce am. Într-un prețul nespus al cunoașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Orice pot să pierd. Orice. Nu pe Domnul meu. Pe Domnul care mi-a schimbat viața. Și mi-a dat mântuire. Și bucuria mântuirii. Când spune Pavel, bucurați-vă, iarăși vă zic, bucurați-vă. Să știți că faci o referință, că este o alegere bucuria. Tu poți fi nemulțumit de dimineață până seara. Pentru că diavolul îți dă motive. Și depinde ce vrei tu să vezi. Dar de asemenea, să fii mulțumitor este o alegere. Amin. Suntem mulțumitori, Doamne, că suntem pe picioarele noastre. Că alții astăzi, poate nu sunt pe picioarele lor. Sunt pe pat de spital. Dar noi suntem în casa Ta. Și cine este în casa Ta, încă mai poate să Te laude. Îți mulțumește sufletul meu, Doamne Iisuse Hristoase, că ceapa a schimbat-o în vin. Aleluia. Thank you.
Domnul să te binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze pe fratele Vasile. Mai lăudăm câteva cântări și după care ne pregătim inimile să vedem ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Amin. Amin. Și nimeni nu-i ca tine.
La Dumnezeu și spunea, mare Dumnezeu avem. Aleluia. Și când a intrat în biserică, fratele nostru Marea cânta, mare Dumnezeu avem. Păi credeți că avem un Dumnezeu mare? Amin. Aleluia. Dacă credeți că avem un Dumnezeu mare, haideți să cântăm cu toți, mare Dumnezeu avem. Aleluia. Mare Dumnezeu avem.
Eu știu că mâna ta mă va sprijini doar la brațul său.
cel sfânt, doar la brațul său cel sfânt, doar la brațul său cel sfânt, mă va ridica. Și mă ridic, mă ridic, în numele lui Iisus, mă ridic, mă ridic, dau seara de miluiță mărânat. Și nu mă renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Cuvântul acesta se găsește în 1 Împărați 6 cu versetul 7. Și l-am căutat, vă spun, o după-miază întreagă. Începând de dimineață, Dumnezeu mi l-a pus pe inimă și trebuia să mergem undeva, dar am simțit că este din partea lui Dumnezeu. Acum, eu, după ce l-am găsit, mi-am propus să îmi fac o predică. Dar n-am reușit. Ce am reușit, am reușit să citesc pentru sufletul meu, ca eu să mă pocăiesc. Dacă eu am citit pentru sufletul meu să mă pocăiesc, Dumnezeu ne va binecuvânta în seara aceasta. Dacă am citit pentru alții, nu știu dacă ne va binecuvânta, vom auzi câteva cuvinte, dar nu cred că va fi de folos. Cuvântul acesta spune, când s-a zidit casa, s-au întrebuințat pietre cioplite gata înainte de a fi duse acolo. Așa că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier nu s-au auzit în casă în timpul zidirii. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, te rog să ne vorbești și să ne zidești prin acest cuvânt. Și te rog să mă sfințești și pe mine, Doamne Iisuse Hristoase, că nu sunt greu. Dar cred în numele Tău, Doamne, că Tu ai demodelat și la mine și la frații mei. Și de aceea ajută-ne, Doamne, să fim pietre vii pe altarul Tău cel Sfânt. În numele Domnului Iisus Hristos, piatra lepădată de zidari, te rugăm, Doamne, să ne zidești sufletele. Amin. Vă rog frumos să luați loc. Acest verset, ca să prezentăm puțin contextul, este parte din zidirea templului. Face parte din textul acela care spune cum au rânduit Dumnezeu lucrurile pentru ca templul lui Dumnezeu să fie zidit. Nu vreau să intru în amănuntele acestea, dar vreau să cred că noi suntem Biserica lui Hristos. Amin. Și fiecare dintre noi suntem templul Duhului Sfânt. Amin. Și pentru că suntem pietre vii și piatra din capul unghiului este Hristos, cred că Dumnezeu vrea să ne învețe ceva în seara aceasta. Mă uitam acum când am slujit cu fratele Vasile și cred că nu se supără dacă spun asta, dar eu cred că știu slăbiciunile în cântare și cred că și el nu știe slăbiciunile și amândoi ne recunoaștem că nu suntem perfecți. Dar cred că în slujire, cu ajutorul lui Dumnezeu, am învățat să ne potrivim unul cu celălalt și să lăsăm pe Dumnezeu să fie centrul Amin. La slujirea noastră. Amin. De multe ori să știți că venim la casa lui Dumnezeu cu părere de rău, vă spun asta, nepregătiți. Și în casa lui Dumnezeu, unde se cheamă numele Lui, vrem să facem lucrare. Numai că să vă spun ceva, lucrarea nu este în adunare. În adunare, tu poți prezenta ce ai făcut afară. Și ce te-ai lăsat șlefuit de Dumnezeu în cămăruța ta.
în ascuns unde nu te vede nimeni, în purtarea ta față de aproapele tău, în dragostea care ți-ai arătat-o față de cel pe care nimeni nu i-a arătat dragoste, în spitalul la care tu ai vizitat bolnavul pe care nimeni nu-l vizitează, în părtășie cu fratele pe care nimeni nu l-a băgat în seamă, în părtășie cu cel care ți-a făcut rău și tu ai hotărât să te duci și să te smerești și să te faci asemenea Domnului Iisus Hristos, care s-a făcut robul tuturor. Domnul să ne ierte că noi vrem să potrivim piesele da gata în casa lui Dumnezeu și credem că pregătirea înseamnă un fel de doar teologie. Cuvântul lui Dumnezeu spune să nu fiți doar ascultători, ci dacă eu doar ascult ce spune cuvântul și cunosc foarte bine, la ce îmi folosește? Nu mă va trage Dumnezeu la socoteală, că spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Dar care ar fi reversul la versetele acestea? Dumnezeu ține seama de vremurile de știință. Cu cât cunoști mai mult, se cere. Cu atât ți se cere mai mult. Și cui s-a dat mai mult, îi se cere mult. Fraților, credeți-mă, cred că este timpul să tăcem din gură și să aducem fapte vrednice de pocăința noastră. Amin. Sunt atât de mulți vorbitori scuțiți în zilele noastre, de te sperii. Mă, dacă vrei să dai la sfârșit o mână de pace, parcă niciunul nu are timp. Sunt atât de mulți care sunt exemple în ochii lumii și la sfârșit parcă Duhul tău nu se potrivește cu el, nu poți să faci o rugăciune cu el. Credeți că asta este voia lui Dumnezeu? Vă întreb sincer. Domnul nostru Hristos, după fiecare predică, după fiecare rugăciune, era ostenit de atâția oameni și spune că nici timp n-avea să doarmă. Nu vreau să fim în halul acesta, că Dumnezeu nu vrea să ne ostenim până la moarte. Vrea să fim înțelepți, dar chiar să nu avem timp unii cu alții și să șlefuim afară și înainte? Să ne cunoaștem doar în timpul programului? Doamne, îndură-te de noi! Amin! Cum se face că am stat puțin și am analizat la ce spunea mama mea? Și pe timp ce vorbea, pentru că suntem parte din aceeași mărturie, am stat și m-am gândit, cum este posibil 12 ani când tu cauți soluții să te duci la toate casele unde tu știi că este vorba de rugăciune, să cauți și să dai vorbă din om în om. Măi, am fost dezamăgiți. Că vă dați seama că dacă nu s-a rezolvat, vă spun sincer, o credință care nu te schimbă, nici nu te-a mântuit. O credință care nu aduce o schimbare reală în viața ta și rezultate, aia nu e o credință reală, cu părere de rău vă spun. Așa că ar fi bine să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu după roadele noastre. Amin. Când eram dezamăgiți, vă dați seama că la următorul când căutam, spuneam și noi, măi, am fost acolo, dar am fost descurajat și dezamăgit. Eu nu mă supăr pe Dumnezeu. Cred că Dumnezeu o să intervină, cred că spunea mama mea. Și eu la rândul meu spuneam, trebuie să existe Dumnezeu, dar nu cred că era locul potrivit. O întrebare se naște. Dar unde erau pocăiții în perioada asta? Erau la adunare. Asta e voia lui Dumnezeu? Sau de aici începe? Asta este doar începutul. De ce să ne limităm, fraților, doar la început? Vă aduceți aminte când erau atâta de mulți și vedeți când vine câte un predicator extraordinar, așa este normal, să se strângă cu mulțimea. Dar ce mi se pare foarte ciudat este să vezi predicatorul, dar să nu vezi problema care are nevoie de predicator și de cel pe care îl propovăduiești. Vreau să fiu mai explicit. Tu te duci să te bucuri, dar pe cel care vine cu o problemă și poate se droghează, poate este bolnav, poate trece prin depresie, poate vrea să-și ia viața. Cum se face că nu-l vezi și de tine de multe ori n-are loc să ajungă în față? Și vă spun o poveste care seamănă.
patru prieteni se hotărăsc să-L aducă pe un slăbănog în prezența Domnului Iisus Hristos. Și când vor să-L aducă, nimeni nu-L observă că El este în pat și că nu se mișcă. De ce? Erau prea captivați de ei înșiși, pentru ei egoiști. Mă duc pentru mine. Mă duc pentru mine. Păi da, mă, dar tu ce te duci la adunare pentru tine, oricine-i fi tu, este să pui în practică în afară și cu cel ce are nevoie. Amin? Amin. Mai fac o mică paranteză și revin la text. Am întrebat undeva, nu dau nume, pentru că și sâmbătă, acum, binecuvântat să fie Dumnezeu, va fi concertul Dar din Dar, prima ediție în Portland, la Biserica Philadelphia. Și s-au unit și s-au strâns multe pietre care Dumnezeu să facă să se completeze una cu cealaltă afară și în templu și la acest concert în prezența lui Dumnezeu să nu se audă urmă de ciocan unul cu altul, să nu se potrivească, ci Dumnezeu să potrivească pietrele astea. Amin. Și să fim mădulare unii altora. Amin. Și vedeți, ca și la acest concert am întrebat pe cineva că la concertul acesta noi aducem cauze. Anul acesta va fi un tânăr care se drogează și se droga și Dumnezeu l-a eliberat și va spune mărturia și va fi o asociație, o fundație pe care dumneavoastră a trebuit să o cunoașteți pentru că mulți au probleme și dacă nu, este bine să o cunoaștem acum și să vedem problemele altora, că despre asta vorbim. Se numește God Will Provide și se ocupă chiar cu așa ceva, cu probleme cu droguri. Dumnezeu să-i binecuvinteze că din mijlocul nostru au ieșit, Dumnezeu i-a schimbat și se ocupă de așa ceva. Și ca și la concertul acesta, căutam o cauză să spun la cineva și spun, măi, am venit la voi în cetate. Și știți, mie nu-mi place să aduc cauză de afară. Dar hai să găsim o cauză la voi în zona aici, pentru care dacă strângem și facem ceva, să ne pese nu doar pentru aici în adunare, și pentru afară să participăm, să vedem pe cel care este în suferință. La care, ce credeți că îmi spun cei cu care vorbeam? Măi, nu cred că este vreo cauză. N-am văzut nicio problemă. Eu, prima oară, m-am făcut că n-aud. Am sărit și zic, trebuie să găsim ceva pentru care să participăm. Fie cineva bolnav, fie cineva care trece printr-o suferință, de altfel, fie cineva care se droghează, ceva de căruia Domnului nostru Iisus Hristos să-i pasă. Am încercat să accentuez ca cumva să trezesc mintea sănătoasă, după cum spune Petru. Caut să vă trezesc mintea sănătoasă. De ce oare spune Petru așa? Înseamnă că există mentalități bolnave, chiar în mijlocul pocăiților. Așa este. Doamne, vindecă în numele Domnului Iisus Hristos. Și îmi spune, nu, noi n-avem, n-are nimeni probleme de bani, nu e nimeni bolnav. Mi-am cerut iertare și spun, frate, nu te supăra pe mine. Dar eu cred că tu nu ești prezent. Cum adică să nu existe probleme? Ar fi bine, fraților, dacă nu știți pe nimeni care să vă rugați, chiar în momentul acesta să vă puneți o întrebare și frații mei să ne deschidem ochii pentru cei care au nevoie. Revin la text. Acești patru prieteni vin și își pun pe inimă să treacă dincolo de doar strângere și să facă și ceva. Și aduc pe un slăbănog pentru prezența Domnului Iisus Hristos. Și când ajung acolo n-au loc de pocăiți. Dom'le, vrem și noi să intrăm. Lasă-mă că mă închin. Păi cum te închin tu, fratele meu? Iartă-mă. Cum te închin tu când tu nu vezi pe cel de lângă tine? Crezi că e primit o astfel de închinare? Tu nu-l vezi pe omul acesta care e paralizat, că eu vreau să merg cu el? Ani de zile. Nu m-a văzut nimeni. Și eu dădușem zvon cu mama mea. Am nevoie de Dumnezeu, că numai Dumnezeu poate vindeca. Dacă am văzut-o cu bani, nu mă vindec. Cu relații, nu mă vindec. Unde erau pocăiți? În adunare. Dar știți ceva? Din adunările noastre, așa cum sunteți dumneavoastră, sunt ca acei patru. Amin? Amin. Amin. Care trec dincolo. Și fiți atenți ce fac aceștia. Dau zidurile la o parte. Dau acoperișul la o parte în numele lui Iisus Hristos și pentru numele lui Iisus Hristos. Și trec dincolo de pereți. Trec dincolo de... Am venit până aici. Gata, ne ducem la ale noastre. Gata, a fost o seară frumoasă, stai că se termină timpul, mă duc la televizor. Mă duc că mâine am business. M-am rugat, aulă, vine programul de adunare. Dar până acum,
ceva în afara templului. Nu, 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 vine programul de adunare. Bun. Dar este timpul pentru biserica lui Dumnezeu să dea la o parte zidurile și să se vadă cu adevărat biserica. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Au dat la o parte acoperișul. Și știți de ce? Spun acoperișul. Pentru că o adevărată credință să și cheltuie. Nu doar primește. Aceștia s-au asigurat un risc. Și-au asumat un risc. Nu și-au asigurat, și-au asumat un risc. Măcar că îl plătim, noi îl aducem înaintea celui ce poate și credem că poate. Și dacă nu-l va vindeca, noi plătim acoperișul. Că eu mă gândesc să vină la mine cineva în casă, să fiu cu dumneavoastră la o rugăciune și să-mi spargă sufragerie. Tot nu mai spun felicitări. Aștept să văd de ce a făcut asta și rămân surprins că de frica lui Dumnezeu tar din gură. Din teamă sfântă de Dumnezeu. Dar dacă nu se întâmplă nimic și văd că au spart sufrageria aiurea, n-o să-i pun să-mi refacă sufrageria. O adevărată credință nu este doar să merg pe plus. Să am grijă ca tot să mă vorbească de bine. Să nu cumva să deranjez pe nimeni. Doamne, tulbură apele. Și ajută-ne să fim din aceia care fac ceva și spunea Solomon, nu este niciunul care să facă binele fără să păcătuiască. Nu se poate să vrei să faci binele fără să greșești. Apropo, știți cum se numește experiența? Cum de mă înțeleg atât de bine cu fratele Piții? Am greșit de multe ori. Experiența se numește greșeli modificate. Cum vrei tu să înveți dacă nu vrei să faci? Și cum vrei să faci ce este bine dacă nu înveți din greșeli? Doamne, ajută-ne să învățăm din greșeli. Amin. Văd că timpul înaintează și vreau să limitez la ceva înseamnă aceasta. Pietrele au fost ciuclite afară. De cine? De însăși mâna lui Dumnezeu. Dar potrivirea tu cu celălalt nu o face Dumnezeu. Tu trebuie să o faci. Și nu aici în casa lui Dumnezeu. Trebuie să știi când să vorbești, trebuie să știi când să te rogi, trebuie să completezi pe fratele tău când este în minus. Trebuie să știi când să dai mai tare la mixer. Trebuie să știi când să dai mai ușor. Trebuie să știi când să dai drumul și când să nu dai drumul. La una și la cealaltă. Nu aici facem probe în direct în prezența lui Dumnezeu. Ci înainte. Doamne, ajută-ne să ne pregătim ca să slujim ca în adunare să nu se audă urmă de ciocan, ci să ne completăm unii pe alții. Știți cum s-au potrivit pietrele în templul lui Hristos? Perfect. Că ceea ce șlefuiește Dumnezeu în afară este perfect. Amin. Tu nu mai trebuie decât să vezi puzzle-ul. Care piatră cu care se potrivește? Eu cred din toată inima mea că atunci când nu-ți dai seama care, mai încerci odată. Eu cred că Dumnezeu, pentru cei ce vor, face să fie din ce în ce mai bine. Dar Dumnezeu să ne ajute să facem lucrarea afară. Amin. De două feluri, să rămânem cu gândurile acestea în minte. Odată, afară, facem ceea ce Dumnezeu ne-a spus să facem pentru alții. Și al doilea, pentru ca să meargă lucrarea Duhului Sfânt în adunare cu adevărat și prezența Duhului Sfânt să nu fie alungată când se coboară, trebuie să ne lăsăm șlefuiți unul cu celălalt. Afară. Și în casa lui Dumnezeu, El să fie control. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și mâine este Thanksgiving. Hai să-i mulțumim lui Dumnezeu. Eu îi mulțumesc că s-a atins de mine. Amin. Și vreau să vă rugați și pentru mine ca Dumnezeu să mă păzească de mândrie. Amin. Să mă păzească de îngânfare. Amin. Și întotdeauna să ne micșorăm ca El să fie înălțat. Aleluia, amin. Și vă rog frumos să vă rugați și pentru concertul Dar din Dar, ca El să fie înălțat în această amin. Lucrare și în omul și Dumnezeu să ne folosească pe fiecare în afara bisericii.
Amin. Doamne Iisuse Hristos, îți mulțumim pentru Vă rog să ocupați locul pentru că de la moment. Slăvim pe Domnul pentru această seară minunată. A fost deosebită, mult mai bogată și mai puternică decât personal m-am așteptat. Slăvim pe Domnul. Iubită soră, vă felicităm în numele Domnului Iisus pentru lucrarea minunată pe care ați făcut-o cu Maria. S-a meritat. Cunosc personal oameni care au cântat pe scenă, la filarmonică și la televiziune și s-au stins în lipsă, în nevoi și în sărăcie. Fratele Marian aduce bucurie la sute de mii de oameni și cântă pe zeci sau sute și mii de scene. Dar aduce bucurie nu oamenilor, nu numai oamenilor, și celui care este împăratul Duraților și Domnului să fie numele Lui. Fratele Marian, stai de mâna Domnului. Pentru că Domnul îmi spune că vei merge în locuri pe care tu nu le bănuiești. Unde vor fi oameni la care tu nu te gândești că vei ajunge să le cânți. Și Domnul te va binecuvânta și îți va da ungere divină. Și așa le va schimba Domnul inima, încât evenimente puternice, mondiale, se vor schimba în urma acestor lucrări pe care Domnul vrea să le facă pe tine. Să fii atent. Când vei vedea aceasta, Domnul îți va da inspirație și cuvânt ca să le vorbești din partea lui Dumnezeu. Ești mesagerul lui Dumnezeu. Pentru că lucrări pe care nu le bănuiești, le vei trăi. Și împreună poate cu mama, și mama se va bucura și cu fratele Vasile. Auzi, așa ne-ar place, noi așteptăm, poate ai auzit, noi acum suntem greu încercați. Că Domnul ne șlefuiește afară. Știi, noi venim aici în adunare, dar Domnul ne șlefuiește afară. Și de când a început Domnul să ne șlefuiască afară, poate ai auzit, băiatul nostru, un băiat de 19 ani, are nevoie de transplant de rinichi. Și noi ne rugăm lui Dumnezeu acum și așteptăm vindecarea lui Dumnezeu. Oamenii spun că nu are nicio șansă, dar șansa e la Dumnezeu. Amin. Dar știți cum sunt rugăciunile noastre acum? Băiatul meu, care este șerif, era singur în Afis când s-a pus să roage, s-a rugat în așa fel că l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Și ne rugăm și așteptăm minunile lui Dumnezeu. Și tare mi-ar place, după ce Domnul va vindeca pe Gianica, știu că va vindeca, să venim împreună în România și am promis la multe biserici, am predicat în toate bisericile mari din București, dar n-am ajuns în Timișoara, am prieteni, păstori în Timișoara, în Cluj, în Bistrița, în Suceava, să mergem împreună, Gianni să spună, Domnul m-a vindecat, și tu să mărturisești, și sora să mă mărturisească, și fratele Vasile, așa îmi place cum cântați, Domnul să vă binecuvinteze. Mi-ar place când Domnul, cândva după sărbători, la anul, nu știu care vei să schedule-ul, să vizităm un pic împreună România, și de ce nu poate și Spania, și Italia, și Europa, că noi ne-am pus la îndemâna Domnului. Și vă spun, de când noi, familia noastră, ne-am cercetat un pic, ne-am pus la îndemânarea Domnului, ne-am aranjat un pic lucrurile, a zis, de acum mergem în lucrarea Domnului și pe neașteptat a venit lovitura aceasta. Dar cred că Dumnezeu ne va da izbândă. Amin. Vă rog, pe unde mergeți? Nu știu, mă mir de frații, pe cine v-a spus că noi nu avem cauze. Avem cauza asta foarte fierbinte. Aduceți-o în fața Domnului. Copilul nostru,
care iubește atât de mult biserica asta, electronica asta, toate care o vedeți pe aici, el o face, o roanic. Și nu lipsește din adunare, e prezent aici, pentru că iubește foarte mult adunarea. Vă rog să curați rugăciune. Sâmbătă, sunteți la Philadelphia. Sâmbătă seara, fratele Iosif Țone cu tineri aici. Să vorbim cu fratele Iosif, să-i luăm pe toți tinerii și să mergem și noi la Philadelphia să se bucure și ei cum ne-am bucurat noi în țara aceasta. Amin, amin. Ar fi ok? Yeah. Ar fi bine? Facem skip la o sâmbătă? Cred că nu se supără fratele Iosif. Nici tinerii. Luăm și pe fratele Iosif și tinerii, pentru că tinerii când se adună aici sunt mai mult decât stăm până în seara asta. Deci îi luăm pe toți sâmbătă, frate Grigore, să vorbiți dumneavoastră cu toți care știți și noi să vorbim cu toți tinerii de sâmbătă, să mergem împreună, să ne bucurăm. Seara asta tare ne bucură și ne rugăm Domnului ca și sâmbătă să dea Domnul același. La ce oră începe acolo? La 6. Sâmbătă seara la ora 6. Ar fi prea mult să mai cântați o cântare, să plecăm acasă cu o cântare? Haideți la încă o cântare și după ce cântați o cântare, fratele Grigore va mulțumi Domnului pentru toată seara aceasta. Haideți la încă.